Au fost raportate noi cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul județului Gorj. Conform unui comunicat transmis de Direcția de Sănătate Publică Gorj, numărul de cazuri înregistrate în ultimele două zile se ridică la 39, 5 dintre persoanele infectate fiind internate în spital. Ca și recomandări în această perioadă, se propune spălarea pe mâini mai des, purtarea măștii în spații aglomerate și evitarea contactului cu persoanele care prezintă tuse sau febră. Direcția de Sănătate Publică Gorj monitorizează permanent evoluția situațiilor de risc epidemiologic de la nivelul localităților determinate de creșterea numărului de cazuri de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Având în vedere creșterea numărului de cazuri din ultimele două zile, 39 de persoane au fost confirmate pozitiv, dintre care 5 persoane sunt internate în spital, iar DSP Gorj recomandă spălarea des pe mâini cu apă și săpun sau cu soluții pe bază de alcool, purtarea măștii în spații aglomerate și în mijloacele de transport în comun, evitarea contactului apropiat cu persoanele care tușesc și au febră. În cazul apariției simptomelor sau suspiciunilor de boală, vă rugăm să vă prezentați pentru testare la medicii de familie, UPU și CPU. Vaccinarea este în continuare recomandată, mai ales persoanelor vulnerabile. La nivelul județului Gorj, vaccinarea este efectuată de către medicii de familie, lista acestora fiind publicată pe pagina web dspgorj.centruldecalcul.ro. Centrele de evaluare existente la nivelul județului Gorj sunt Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Spitalul Municipal Motru, Spitalul Orășenesc Novaci, Spitalul Orășenesc Sfântul Ștefan din Rovinari, Spitalul Orășenesc Turceni, acestea având în stoc anticorpi monoclonali, a transmis DSP Gorj printr-un comunicat. Vaccinarea rămâne în continuare o recomandare, iar lista cu medicii de familie ce vor efectua vaccinuri o găsiți pe site.